Una dintre cele mai degroase senzații pe care le poți trăi vreodată este să duci mâna la buzunar și să simți că nu e telefonul acolo. Îmi pare că și tu ai trecut măcar o dată prin această situație și asta arată doar cât de mult am ajuns să fim dependenți de acest ecran. E adevărat că poți pierde foarte mult timp jucându-te pe telefon sau uitându-te la ce mai postează prietenii pe Instagram, dar la fel de adevărat este că îți poate ușura viața dacă îl folosești cum trebuie. Astăzi vreau să-ți arăt 10 aplicații pe care le poți descărca gratis pe telefonul tău, care mie mi se par interesante și cred că te-ar putea ajuta în viața de zi cu zi. Să-i dăm drumul. Bun, am dat drumul la filmarea pe telefon și le-am mutat pe toate într-o pagină separată. Le vom lua în ordine. Prima aplicație este Snapseed. Snapseed este aplicația cu care editez eu pozele pentru Instagram. Este foarte ușor de utilizat. După cum poți vedea, ai filtre deja făcute, dar eu prefer să le... stai tare. Eu prefer să le fac manual, ai mai multe opțiuni, de exemplu optimizează unde poți seta luminozitatea, contrastul, saturația, te poți juca aici cu o grămadă de chestii, poți curăța, spre exemplu, dacă ai aici, nu știu, obiecte care nu vrei să apară în cadru. E un fel de Photoshop doar că pe telefon. De aceea este foarte interesantă aplicația, eu cu asta îmi editez pozele și ți-o recomand și ție dacă vrei o aplicație bună de editat poze, asta este Snapseed. A doua aplicație se numește NovaBooker. NovaBooker este o aplicație care te ajută să găsești saloane, frizeri, make-up artiști, ai mai multe opțiuni aici. E foarte simplu să te programezi, spre exemplu dacă ești în căutarea unui frizer, apeși aici unde scrie Hair Stylist și o să-ți apară o listă cu mai mulți frizeri. Ia uite aici. Ai prețurile și durata afișate și apeși aici pe vreau programare, să luăm un exemplu. Hai să luăm Tunes Damă, 60 de lei. Aici îți arată zilele în care te poți programa. Cele cu roșu sunt deja ocupate și cele cu verde sunt libere. Apeși aici luni, îți alegi ora și dai rezervă. Nu mai trebuie să stai să cauți pe net saloane sau frizeri. Pur și simplu, din câteva mișcări de deget, ești gata. Și o aplicație foarte bună, mai ales în cazul în care ești plecat într-un alt oraș și trebuie neapărat să te tunzi. Poți apăsa pe descoperă, apoi pe creionul ăsta și aici îți alegi orașul și serviciul și bum, ești ca și tuns. A treia aplicație pe care trebuie neapărat să o ai în telefon este Waze, mai ales că eu tocmai ce am luat permisul. Waze e mult mai simplu să te întâlnești cu cineva, nu mai stai să pierzi timpul, să-i spui la telefon, să-i descrii locația, pur și simplu îi dai share location și gata, v-ați întâlnit. Waze te poate feri de drumurile aglomerate, de intersecțiile periculoase, de drumurile în lucru și e o aplicație pe care eu cred că trebuie neapărat să o ai în telefon dacă ești șofer. A patra aplicație se numește Photomat. Și e o aplicație excelentă dacă nu prea te împaci cu matematica sau pur și simplu ți-e lene să calculezi. Cum funcționează? E bine, lăsați-mă să vă arăt. Hai să vedem, uite. Facem poză la calculul ăsta, 2 plus 2, în caz că nu știi cât face. 4, bun. Hai încă un exemplu. Radical de ordinul 3 din 18. Cât face? 2,62, bun. Ia uite, ți arată și pașii de rezolvare. Bine, asta la problemele mai grele. Hai să-i dăm ceva mai greu, ia să vedem dacă știi să facă asta. 287 plus 776, 1013, bun tată! Partea mișto e că recunoaște și scrisul de mână. Bine, dacă ai un scris foarte urât, nu știu dacă recunoaște. Mă rog, e aplicație foarte bună în caz că nu te pricepi la mate, ceea ce e și cazul meu. A cincea aplicație se numește Adidas Running, înainte se numea Runtastic, din câte știu eu. E o aplicație pe care o folosesc atunci când merg să alerg, pentru că îmi place că îți spune câți kilometri ai parcurs și în ce timp. Acum ceva timp am făcut 8,15 km în 1 oră și 13 minute și 12 km într-o oră și 43 de minute. Nu e rău, nu? În fine, o aplicație foarte bună în caz că vrei să te pui pe slăbit. După atât alergat, trebuie să ți se facă și foame, nu? Ei bine, atunci trebuie să ai Glovo în telefon. Glovo e o aplicație prin care îți poți comanda de mâncare, spre exemplu, dacă vreau o pizza, scriu aici pizza. Search, pizza forum. Ia, ce avem aici? Hai totuși mai bine să-mi iau un hamburger, parcă am mai mult poftă de hamburger. Ia să vedem. Da, voi plăti cu suma 17 lei. Gata, Glovo trimis. Și dacă apeși aici, îți arată unde e comanda ta, în ce stadiu e. Deocamdată se pregătește. O să-ți arate când pleacă gagiul cu motocicleta sau cu bicicleta, cu ce pleacă el, o să-ți arate pe unde e pe drum și asta mi se pare super tare. Deci dacă ți-e foame, Glovo este aplicația pentru tine. Următoarea aplicație am descoperit-o recent și este extraordinară dacă nu-ți place sau nu ai timp să citești, pentru că pur și simplu poți asculta cărți în timp ce mergi la școală, în timp ce mănânci sau oricând. Tocmai am început să ascult cartea despre Elon Musk și despre companiile lui.
Totuși, partea nasoală la aplicația asta este că ai nevoie de card de credit pentru a-ți activa contul și prima lună este gratis, după trebuie să îți cumperi cărțile pe care trebuie să le asculți. Totuși, eu cred că merită. De exemplu, hai să căutăm o melodie, nu știu, uite. Life is good, logic, bam, ieși din aplicație și așa poți să asculti muzică în timp ce faci orice altceva pe telefon, numai că ai ecranul ăsta în față, dar nu e mare brânz. Penultima aplicație, bineînțeles, este eMAG, o aplicație pe care o folosesc destul de mult, pentru că îmi place să fac cumpărături online, mai ales că vine acum Black Friday, trebuie să am neapărat aplicația asta. Și ultima aplicație, am descoperit-o recent de pe un canal de YouTube, se numește Recorder. Vi-l recomand dacă sunteți interesați de viitorul acestei țări și ce se întâmplă în prezent. Cu aplicația asta poți dona anumitor cauze speciale pe mai multe domenii, spre exemplu educație, sănătate și sport. Îți alegi aici o cauză pe care vrei să o susții. Uite, Asociația pentru Satele Copiilor din România. Poți apăsa aici pe Donează, îți alegi suma pe care vrei să o donezi. Eu deja am făcut-o, minimumul este 5 lei. Din nou ai nevoie de un card, dar dacă nu ai încă 18 ani, poți vorbi cu părinții tăi să te ajute. Eu cred că este o aplicație care poate face mult bine dacă ai puțină bunăvoință. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvai sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune-mi o reușită, nu rateu! Pa, pa!